destul de multe speranțe pentru acest viitor al Interrail incredibil de luminos, dar cred că se poate și sper ca Nicu să obțină scor cât mai mare și să se vadă, așa cum spunea și Silviu, că există această voință politică și să începem să producem un efect real în această societate, nu doar din spatele ecranelor. Și cred că este perfect posibil. Și chiar sunt optimist în această privință și o mare parte din optimismul ăsta a venit din direcția voastră. Așa că vă mulțumesc foarte mult și ține tot așa. Mersi. Nu urmează un speech lung, dar vreau să vă zic câteva cuvinte despre intersecționalitate. Că fiecare a vorbit despre o temă, fiecare a vorbit despre o altă temă și voi țineți pancarte despre teme diferite, dar eu am considerat că un candidat verde nu poate fi doar ecologist dacă nu vorbește de efectele sociale ale schimbărilor climatice, ale tot ceea ce se întâmplă. Un candidat care este verde la suflet nu poate fi homofob, să nu poți să vorbești despre drepturi civile, despre drepturi egale în țara asta. Toate lucrurile acestea se leagă, toate lucrurile acestea pentru care voi ridicați pancarte astăzi se leagă, sunt strânse, sunt parte a unei povești. Și mai ceva, până acum, cuvântul social în România a fost un cuvânt banat, parcă, nu? Interzis. Interzis, acaparat de un partid care numai social nu este, nici democrat, ci cam fanariot, cam vasal, bazat pe sclavie, interese. Și cred că este timpul să nu mai fie un lucru interzis în România. Este timpul să conectăm realitatea cu ceea ce se întâmplă. Pentru că în orașul ăsta voi ați venit în acest centru de oraș bogat, dar mulți dintre voi nu vă ajunge să plătiți chiria, mulți dintre voi sigur nu vă ajunge să plătiți terapia, mulți dintre voi nu se descurcă de la unul în alta, mulți dintre voi au contracte pe termen scurt care se termină poimâine și pe care îi dau șefii afară exact când vor ei. Și mie nu mi se pare corect în țara asta să se întâmple așa. Voiam numai să subliniez acest aspect, pentru că am vorbit cumva de temele astea un pic separat, ca și când ar fi silozuri din mai mult, dar de fapt e partea unei povești și dacă nu era partea unei povești, voi nu erați astăzi aici. Nici eu nu eram astăzi aici, pentru că nu aveam semnăturile, pentru că nu aveam miile de voluntari. Deci cumva suntem aici pentru că există o realitate. Și asta nu prea înțeleg politicienii din România, că politica trebuie să se bazeze pe realitatea din teren, de acum, ce se întâmplă acum, ce-i frământă pe oameni și mai ales ce-i drept. Ce-i drept. Nu ce-i popular, ci ce-i drept. Înainte să vă mulțumesc și cred că ce-ați mai face, dacă Ioana, care e undeva pe aici, îmi dă voie, îmi dai voie să dau microfoane oamenilor? Bine. Ce aș mai face și ce aș mai v-aș ruga este un element pe care totuși noi l-am adus și care este important. Toată lumea face mișto de progresiști că sunt dezorganizați. Și știm asta. Nu sunteți uniți. Ne ziceau când am fost în USR mai mulți ani, băi, de aia v-a furat barna partidul, că n-a știut să vă organizați. Pentru că eram mulți atunci, eram mulți care gândeam așa. Dar acum suntem aici, suntem pe stradă, suntem altfel. Ceea ce vreau să vă zic este că organizarea contează. Organizarea contează și victoria contează. Așa cum a zis Fire, să vezi duminică, nu contează că e numele meu. Ok, o să fie mândră mama o zi. Dar ce arată victoria de duminică? Arată că, hei, mai suntem și noi aici. Asta arată cel mai mult. Suntem câteva sute de mii, câteva milioane. Cât suntem? Și de acolo se va naște o putere, inevitabil, se va naște o mișcare. O mișcare în care voi veți fi reprezentați. Că și așa avem toate alegerile anul ăsta. Deci recomandarea mea este următoarea, organizați-vă, ziceți-i lui mama, spuneți-i la încă 10, spuneți-i la încă 15, cu curaj, cu curaj, cu asumare. Băi, eu o să votez chestia asta, am ce vota. Așa cum ați zis la semnături, la, 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 avem cu cine vota. La, 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 avem cu cine vota.
La, 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 avem cu cine vota! Asta e cel mai scripted moment. Dar atunci vă asigur că n-a fost scripted. A fost din suflet, pentru că eram efectiv disperați. Deci, vorbiți, organizați-vă, faceți-vă grupuri. În fiecare oraș din țară, acum suntem în București, dar să vedeți ce frumos e când mergi în Târgu Jiu, de exemplu, unde zici, mamă, câți progresiști sunt în Târgu Jiu. E super fain. Deci organizați-vă, lăsați rușinea afară, deja ați făcut-o, și hai să câștigăm acest lucru duminică. Pentru că e dreptul nostru de a fi, de a exista în România. O invit pe scenă pe Ana Ciceală, pentru că vreau să ne zică ce face ea aici, în București, pentru voi. Bună, bună seara! Avem și noi un sector, sector 3, cu numai 550.000 de oameni în el și un bălăurel, mititel, negoițel, pe numele lui Robert Negoiță, acolo. Nu știu dacă mă știți, eu sunt Ana Ciceală, candidez independent la primăria sectorului 3. Și și aș vrea să vă zic că așa cum pentru Nicu și pentru voi contează enorm votul de duminică, și pentru sectorul 3 contează la fel de mult. Acolo avem o mafie înscăunată de 12 ani care cheltuiește pe pavele în fiecare an 60 de milioane de euro și betonează copacii la rădăcină, defrișează parcuri și, bineînțeles, cheltuiește pentru asta 60 de milioane de euro în fiecare an. În fiecare an. Bani pe care putem să-i ducem la locuințe sociale sau pentru tineri, de exemplu. Și vreau să vă zic foarte, foarte scurt. Eu îmi doresc să reprezint oamenii din sectorul 3, nu mafia din sectorul 3, și avem nevoie de fiecare vot duminica aceasta. Dacă aveți verișori, prieteni, colegi, rude, familie, părinți în sectorul 3, vorbiți cu ei pentru duminică, fiindcă Bălăurel Negoițel poate fi învins și noi îl vom învinge.